Bine v-am regăsit, sunt Alexandra Vasile. Astăzi avem un invitat special. Alături de mine se află sergentul major Daniel Năstase, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta Tulcea. Vrem să discutăm despre incendiile din Delta Dunării, pentru că sute de hectare de stufăriș ard în aceste zile acolo, dar și despre situația refugiaților din Ucraina și vrem să știm de la dumneavoastră cum stau lucrurile de fapt în Delta Dunării. Bună ziua, vă mulțumesc de invitație. În acest moment mai sunt câteva focare active în Delta Dunării, de incendii de vegetație uscată. Până în acest moment, doar în luna martie, am avut peste 47 de incendii și au ars peste 1600 de hectare de vegetație uscată și de stuf. Este o situație alarmantă pentru că locuitorii, cei care dau foc, pentru că majoritatea incendiilor au ca și cauză probabilă incendierea voluntară, nu realizează la ce pericol se expun pe ei, îi expun pe vecinilor, pe concetățenilor, dar și proprietățile acestora. Incendiile de vegetație din această perioadă sunt atât de intense și datorită vântului, pentru că în ultimul weekend și zilele acestea vântul a bătut foarte tare, chiar am avut și coduri galbene de intensificare ale vântului cu până la peste 65 de km pe oră. Într-adevăr, este o situație destul de alarmantă, dar cum ar putea fi stopate aceste incendii? Să putem preveni astfel de situații, pentru că pot exista explozii sau, mai știu, alte situații nedorite. Ar trebui, în primul rând, să facem apel la conștiință și să fim conștienți de riscurile la care ne expunem și expunem pe cei din jur. Foarte mulți din cei care dau foc doresc să curețe terenurile de vegetație uscată, ori în Delta Dunării să facă cumva loc o regenerare. Este o tradiție, mai ales în Delta Dunării, însă nu este modalitatea cea mai corectă și cea mai normală de a face acest lucru. Știm că APIA inclusiv luase hotărârea sau decizia de a opri acele subvenții pentru agricultori în cazul în care dau foc la miriște. Într-adevăr, terenurile agricole care sunt curățate în acest mod și flăcările de pe aceste terenuri, dacă se propagă, APIA poate să ia o astfel de decizie să întrerupă plata subvențiilor pentru acei agricultori sau pentru acele suprafețe, dar dacă se întâmplă ca focul să ajungă și la case, atunci se poate face chiar dosar penal pentru incendiere. Nu este un lucru pe care trebuie să-l neglijăm. Consecințele sunt foarte grave, în primul rând, ale vieții și ale bunurilor vecinilor noștri, în primul rând, și mai apoi cele legale. Spuneți că au fost foarte multe incendii și lunile trecute. Au existat și pierderi de vieți omenești? Până acum, din fericire, nu am avut parte de pierderi de vieți omenești. Foarte puține din aceste incendii s-au întins către zone locuite, pompierii intervenind foarte rapid și au limitat extinderea flăcărilor, însă au fost situații în care proprietarii terenurilor sau a gospodărilor au dat foc în curtea casei la vegetație uscată și atunci s-a extins către casă, au fost din păcate pierderi ale vieților animalelor din ograda acestora. Ce zone au fost cel mai mult afectate? Ca și suprafață, cel mai afectată este zona din Delta Dunării, unde, nefiind o zonă intens populată pe suprafețe mari, dar și suprafețele mari de stuf și vegetație uscată din acele zone sunt cele mai afectate. Cele mai mari suprafețe sunt în Delta Dunării și vorbim de sute de hectare, numai la un singur incendiu. Chiar noaptea trecută era un incendiu în zona Sulina, în care ardea vegetație uscată, era imposibil de ajuns fizic pentru a interveni în zonă, însă
Colegii de la RBDD erau acolo și supravegheau modul în care flăcările acestea se propagau. Cele mai multe din ele se sting de la sine pentru că sunt delimitate de apă, însă accesul în acele zone este foarte dificil cu orice fel de embarcațiune. Sunt locuri în zone în care apa ajunge până la genunchi și atunci nu poți să ajungi în niciun fel acolo cu utilaje specifice de stingere. Înțeleg că este o situație puțin aparte și se intervine destul de greu în zonele respective. Cu câte echipaje puteți interveni? Se intervine destul de greu. Intervenim cu câte echipaje este nevoie și în funcție de riscul pe care îl presupune fiecare incendiu în parte. V-am zis, prioritatea noastră în principal este de a apăra bunurile cetățenilor și viața acestora, bineînțeles. Trecând de la incendii într-o altă zonă destul de fierbinte și... Aș vrea să mai punctez pe partea de incendii faptul că populația ar trebui să înțeleagă că aceste incendii nu sunt interzise, însă acestea trebuie făcute cu respectarea anumitor reguli. Pe lângă faptul că ei trebuie să obțină o autorizație de la RBDD în funcție de zona în care locuiesc, ori de la primărie, măcar ei trebuie, cel puțin ei trebuie să anunțe că urmează să facă o astfel de incendiere a unei suprafețe de teren agricole, dar trebuie să țină cont că aceste incendieri se fac și este recomandat să se facă atunci când nu avem vânt puternic, când ne-am luat toate măsurile de a delimita zona pe care urmează a fi incendiată, vorbind de vegetație uscată, doar atât, prin a se trage niște brazde dacă vorbim de terenuri, ori dacă aceste lucrări se fac în curțile oamenilor, să nu fie o grămadă foarte mare de vegetație uscată și în permanență trebuie să fie supravegheat focul, dar să aibă și anumite ustensile, să zic așa, la îndemână pentru a stinge acel foc. Să aibă un hidrant, să aibă un robinet cu un furtun în cazul în care flăcările încep să se propage către locuințe sau din perimetrul incendiat, să-l stingă imediat. Cu alte cuvinte, aceste arderi ar putea avea loc controlat? Pentru a nu exista o situație neplăcută. Și evident cerut o autorizație, înțeleg. Evident, trebuie cerută o autorizație, mai ales dacă vorbim despre terenurile agricole sau despre zonele cu suprafețe întinse care trebuie să fi curățate. Există și alte metode, dar în principal trebuie apelat la bunul simț al fiecăruia și la simțul civic, în primul rând de a ne proteja vecinii pe noi, apoi pe vecinii pe care îi avem și să ne luăm minime măsuri de siguranță. Totodată vreau să vă întreb și care este situația refugiaților din Ucraina, pentru că știm că Isaccea a fost în prim plan cel puțin de când au început să vină refugiații în România și aș vrea să vă întreb cum decurg lucrurile acolo și cum se implică ei sub Delta Tulcea, în toată această situație. Încă din prima zi, de când a început conflictul armat în Ucraina, au început să vină cetățeni din zonele foarte apropiate de graniță. Și aici vorbim de Orlovka, Ismail. În prima zi au venit un număr relativ foarte mic de persoane, dar în cursul nopții de 24, urmând ca ziua de 25 să înceapă un aflux foarte mare al acestor persoane. ISU Tulcea a fost încă din prima zi acolo pentru a supraveghea traficul și a se vedea care este tendința. De pe data de 25 ne-am mobilizat și am dus o parte a taberei mobile, am instalat câteva corturi. Dar deja de pe 25 lucrurile s-au intensificat, așa că s-a luat decizia de a instala o tabără mobilă acolo. Practic am organizat o bază operațională, pentru că oamenii nu vin să rămână în acele corturi, ci cei mai mulți din ei tranzitează acea zonă. În 24 de ore deja aveam toată baza operațională construită și pusă la punct. Și
ajutam colegii de la celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne în a gestiona toată această situație și numărul de persoane care veneau din Ucraina. În acest moment avem o situație stabilă, ca să spunem așa, avem undeva la vreo 500-600 aproximativ de persoane ce tranzitează în 24 de ore acest punct de frontieră, iar până acum avem în jur de 40.000 de cetățeni ucraineni care au trecut granița și aproape 45.000 ca și număr total de cetățeni ce au trecut granița, indiferent de naționalitate. Putem spune că a mai scăzut numărul lor de cetățeni? Dacă la început aveam undeva, era un flux de aproximativ 4.000 de persoane în primele zile, acum a scăzut drastic acest număr, ajungând la aproximativ 600 de persoane în 24 de ore. Spuneam la începutul interviului că avem un invitat special, pentru că domnul sergent major Daniel Năstase a făcut trecerea de la presă la Inspectoratul General de Situații de Urgență și am vrea să știm cum a fost această trecere de la presă la... După 17 ani de activitate în presă, atât presă locală cât și presă națională, în special în televiziune, trecerea, pot să zic că nu a fost una, sau schimbările n-au fost unele majore. Într-adevăr, este un regim militar la care trebuie să mă acomodez, însă nu este ceva de speriat sau de neputut, de a nu putea să-l fac. Îmi place foarte mult arma, îmi place foarte mult să lucrez alături de colegii mei din Inspectoratul pentru Situații Delta al județului Tulcea. Învăț lucruri noi, ei învață lucruri noi de la mine, iar misiunea mea aici cred că este cea mai potrivită în a arăta locuitorilor județului Tulcea și a românilor munca pompierului și cât de mult acesta muncește și trudește pentru a salva, indiferent că vorbim de vieți omenești sau bunuri, și de a acorda acea speranță, pentru că în cazul Isaac ce acordăm acea speranță celor care trec în țara noastră. Ce va determina să vă îndreptați atenția spre partea aceasta de inspectorat al situației de urgență? De mic copil mi-a plăcut haina militară, nu a fost atractivă pentru mine sau atât de atractivă pentru mine la început sau când puteam să-mi aleg cariera, am ales jurnalismul, însă cu trecerea timpului am observat că e mai plăcut, să zic așa, sau am o atracție din ce în ce mai puternică către partea militară, sistemul militar. Iar pompierii sunt cei care am ales să merg pentru că simt, ca și în celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, dar pompierii cred că au misiunea cea mai dificilă în orice situație de stres sau de risc și cred că aici e locul meu. Spuneam că sunteți recent ca purtător de cuvânt, v-ați început activitatea în februarie, dacă nu greșesc. Exact, 1 februarie am început activitatea. Cum ar fi acest mic bilanț? N-am înțeles. Cum ar fi acest mic bilanț pentru noastră? O perioadă de 2 luni aproape foarte intensă, începută cu 24 de zile în care am avut timp să mă acomodez. Speram ca, între ghilimele, această lună de miere să fie ceva mai lungă, însă, datorită experienței pe care am avut-o în spate ca și jurnalist, știam care este munca pompierilor, care este misiunea acestora și mi-a fost ușor să mă acomodez. Ca și bilanță, pot să zic că este un plus pentru mine, am învățat foarte multe și cu siguranță mai am multe de învățat în această armă. Pentru
pentru cei care vor să devină pompieri, viitor pompieri, care sunt la început de drum și nu știu încotro să ia, ce mesaje aveți pentru ei? Ce îi îndemnați să facă? În primul rând să aleagă cu sufletul, să știe că meseria de pompieri sau munca pompierului nu este una ușoară, dar este plină de satisfacții. Iar dacă îți place să salvezi, să fii în prima linie în bătaia cu focul ori în alte situații de urgență, acesta este locul potrivit. Iar în încheierea interviului aș dori să transmite și un mesaj tuturor celor care sunt din județul Tulcea, dar și din județul Constanța, cei care ne privesc acum. Aș vrea să le transmit un mesaj, mai ales când în această perioadă este această situație a incendiilor de vegetație uscate, să fie responsabil și să fie sigur la ceea ce fac când dau foc, să se gândească în primul rând și la vecinii lor, nu doar la interesul propriu, iar societății civile și voluntarilor din Vama Isaccea și nu numai, le mulțumim că sunt alături de noi, că sunt alături de cetățenii ucraineni care vin și fug din calea unui conflict armat și nu pot decât să le transmit multe, multe mulțumiri. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu!